Recent, oamenii de știință chinezi au descoperit ceva interesant pe Lună. Un cristal neobișnuit. Mai mult, ei au aflat că acest cristal conține un element care poate înlocui literalmente combustibilul nuclear. Hai să aflăm mai multe! Compoziția Lunii a rămas mult timp un mister pentru noi. A trecut deja o jumătate de secol de la misiunea Apollo. Din păcate, nu a mai călătorit pe Lună de atunci, așa că nu este surprinzător că nu ne este atât de ușor să o studiem. Dar recent am făcut o descoperire în acest domeniu. În decembrie 2020, oamenii de știință chineze au trimis o sondă Chang'e-5 pe Lună. Misiunea a fost numită după zeitatea antică chineză a Lunii, Chang'e. Poetic, nu-i așa? Oricum, sonda a ajuns pe cea mai apropiată parte a Lunii. A petrecut câteva zile săpând la suprafață și printre roci, apoi s-a întors pe Pământ. În total, a colectat aproximativ 1,8 kg de diverse roci lunare, cum ar fi bazalt, lavă solidificată și altele. Și da, poate că nu sună prea impresionant, dar este de fapt o mini-descoperire. La urma urmei, nu am mai primit nicio mostră lunară din 1976. Iar aceste mostre sunt foarte importante pentru a învăța istoria lumii noastre. Ne-am chinuit mulți ani să aflăm, de exemplu, cum s-a născut Luna. Da, au existat o mulțime de teorii, dar încă nu am putut găsi suficiente dovezi pentru niciuna dintre ele. Dar datorită celor mai recente misiuni și a unor simulări pe computer, oamenii de știință au aflat în sfârșit adevărul. Luna s-a născut atunci când o planetă pitică s-a lovit de Pământul nostru cu multe milioane de ani în urmă. Această planetă pitică era puțin mai mică decât Marte. Fragmentele Pământului au ajuns în spațiu, dar unele dintre ele au rămas pe orbita noastră. Apoi s-au lipit și au format Luna. Sună înfiorător, dar în realitate formarea Lunii a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată planetei noastre. Dacă nu ar fi fost acest frumos satelit, toate oceanele noastre ar fi încă niște bălți mici. Viața nu ar fi apărut deloc pe Pământ. Deci aceasta este deja o descoperire uimitoare. Dar asta nu e tot! Studiind rocile colectate, oamenii de știință de la Institutul de Cercetare din Beijing au descoperit ceva neobișnuit. Un cristal lunar rar. Pare destul de plictisitor, nu-i așa? Doar niște monocristale minuscule transparente de grosimea firului de păr uman. Am mai găsit astfel de lucruri pe Lună înainte? Aceste cristale s-au format ca urmare a activității vulcanice, la fel ca unele granate de pe Pământ. Da, locul unde au descoperit aceste cristale a avut și el vulcani, acum 1,2 miliarde de ani. Asta înseamnă că micuțul ăsta are peste un miliard de ani. Dar ăsta nu este cel mai important lucru, ci faptul că acest cristal este făcut dintr-un material unic, unul pe care nu l-am mai văzut până acum. Cercetătorii de la Asociația Internațională de Mineralogie au confirmat că o astfel de compoziție nu poate fi găsită nicăieri pe Pământ. Cristalul a fost numit Chang'esite, din nou după aceeași zeitate a Lunii. Și aceasta este o altă realizare. Este al șaselea mineral necunoscut anterior pe care l-am găsit pe Lună și primul găsit de China. Acum a devenit a treia țară din lume care a făcut o astfel de descoperire lunară. Totuși, acest mic cristal nu a fost singurul lucru remarcabil pe care l-au găsit. După ce au studiat nestemata și alte aproximativ 140.000 de particule lunare, oamenii de știință au descoperit altceva. Au găsit heliu-3. De ce este important? Pentru că este unul dintre elementele care hrănesc soarele și alte stele din universul nostru. Avem tendința de a spune lucruri precum hai să stingem soarele, soarele arde și așa mai departe. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care mulți oameni cred că soarele este o minge uriașă de foc. Dar de fapt nu este. Arderea sa este de fapt un proces complet diferit, care se numește fuziune nucleară. Procesul în sine este destul de simplu. În timpul acestei reacții, hidrogenul din stea se transformă în heliu, dar acest proces simplu este de fapt una dintre cele mai violente și nebunești reacții din univers. Există un adevărat bulion fierbinte de particule în interiorul Soarelui. Nucleele de hidrogen care sar și se înghesuie acolo se resping în mod constant, deoarece toate sunt încărcate pozitiv. Ar putea continua să fiarbă și să se răcească fără să deranjeze pe nimeni, dacă nu ar fi stelele. Stelele s-au dovedit a fi niște trișoare. Au o gravitație atât de puternică încât practic prind miliarde din acești atomi mici și îi strâng la un loc. Combinându-se între ei, acești atomi creează noi elemente grele, precum heliul menționat anterior.
iar când se întâmplă asta, ei aruncă multă energie în spațiu. Așa arde soarele! În același timp, se răspândește atât de multă energie încât nici nu ne putem imagina. Bine, ce este heliul 3? Ei bine, este un element căruia chiar și soarele i-ar spune: wow, tipule, ar trebui să te calmezi! Fuziunea atomilor de heliu 3 eliberează chiar mai multă energie decât fuziunea nucleară obișnuită. Iar cel mai important este că nu poluează atmosfera cu chestii dăunătoare, cum ar fi radiațiile. Avem foarte, foarte puțin heliu 3 pe Pământ. Prevalența sa în atmosfera noastră este de aproximativ 1 la 1 milion. Mai mult, încearcă în mod constant să scape de noi și să se întoarcă în spațiu. Probabil că primește niște semnale aiurea din partea noastră. Cu toate acestea, oamenii de știință au descoperit recent că există un loc care conține o cantitate mare din acest element. Da, ați ghicit, este Luna! Credem că există mai mult heliu 3 pe Lună decât pe Pământ din cauza vânturilor solare. Soarele a zvârle spre Lună heliu 3 de miliarde de ani, așa că acum acesta este peste tot. Nu este la fel de mult ca pe Jupiter sau Saturn, de exemplu, dar nu uita câtă energie poate elibera! Dacă vrei să știi, cu doar 25 de tone de heliu 3 este posibil să alimentezi cu energie America pentru un an întreg. Acum există aproximativ 35.000 de tone pe Pământ și mai mult de 1 milion de tone pe Lună. Doar aceste surse ar putea alimenta SUA timp de mii de ani. Deci, practic, în viitor, heliul 3 poate deveni o nouă sursă de combustibil și este mai bun decât combustibilul nuclear în ceea ce privește practic orice. Heliu 3 nu va lăsa deșeuri și radiații dăunătoare, este mai puternic și nu e atât de periculos. Cu alte cuvinte, această energie ecologică și eficientă ar putea fi o revoluție pentru planeta noastră. Pare cool, nu? Deci, ce mai așteptăm? Hai să luăm lopețile, ai putea spune. Dar e o mică problemă aici. Din păcate, încă nu am inventat ceva atât de puternic și de fierbinte ca stelele. Pentru a folosi heliu 3, avem nevoie de presiune și temperaturi extreme. Avem nevoie de un reactor termonuclear. Și nu avem idee cum să-l construim. Încă! Și chiar dacă am putea să-l încălzim până la astfel de temperaturi și am obține presiunea necesară, încă nu știm cum să manevrăm corect heliul 3. Prin urmare, chiar dacă am avea o cantitate infinită de heliu 3, tot nu-l vom putea folosi. Dar totuși, există o mare putere în spatele heliului 3, deci nu e deloc surprinzător că diferite țări au început deja o cursă pentru resurse lunare. Acum că Chang'e 5 a descoperit un nou depozit de heliu 3 pe cea mai apropiată parte a lunii, această cursă poate deveni globală. De exemplu, China plănuiește deja o nouă misiune lunară în 2024, Chang'e 6. În timpul acestei misiuni, vor să colecteze primele mostre din partea îndepărtată a lunii. După cum poți vedea, găsirea acestui cristal lunar a fost foarte importantă pentru noi. Aceste cristale ne pot ajuta să găsim noi modalități de a crea heliu 3. Și dacă reușim să facem asta, omenirea va intra într-o nouă eră. Dar pentru a face asta, încă trebuie să rezolvăm o serie de probleme. Cum să livrezi o grămadă de astfel de cristale lunare pe Pământ? Cum să le faci să producă energie? Și așa mai departe. Să sperăm că în viitor aceste probleme vor fi rezolvate și vom găsi o modalitate de a produce energie curată, sigură și nelimitată.